Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile eveniment. Pentru început vă invit să urmăriți titlurile ediției. Potențial focar de gripă la o grădiniță din Sibiu. 7 copilași sunt bolnavi, micuții sunt tratați acasă. De la unul dintre copii a fost prelevată probă în vederea depistării cu laboratorul a virusului gripal. Pompierii sibieni au reușit să stingă incendiul de la Mălâncrav. Au ars însă hectare de pădure. Persoana vinovată de producerea incendiului nu a fost încă identificată. Mijlocul săptămânii vine cu vești sumbre. Micuțul din Cismedioara a strivit de o remorcă în urmă cu aproape 2 săptămâni, a decedat. Copilul fusese adus în comă și internat la Spitalul Luther. 10 de copilași cu vârste fragede așteaptă să-și găsească părinți iubitori la Sibiu. De la începutul anului și până în prezent, la DGASPC Sibiu au fost soluționate 6 proceduri de adopție. Cei care vor să adopte trebuie să parcurgă anumite demersuri pentru a putea fi declarați adoptatori. Potențial focar de gripă la o grădiniță din Sibiu. 7 copilași sunt bolnavi. Micuții sunt tratați acasă. De la unul dintre copii a fost prelevată probă în vederea depistării cu laboratorul a virusului gripal. Atunci când toată lumea credea că a venit primăvara, gripa vine să lovească din nou. Sibiul ar putea înregistra în această perioadă primul focar cu virus gripal din acest an. Mai mulți copii de la o grădiniță de pe strada Siretului s-au îmbolnăvit și sunt suspecți de infectare cu virus gripal. La o grădiniță din județul Sibiu s-a ridicat suspiciunea unui focar de gripă de 7 cazuri, fiind recoltată și o probă pentru detectare de virus gripal aflată în lucru. Micuții sunt sub tratament, însă nu au necesitat internare, deci formele de boală nu sunt grave. De la începutul anului și până în prezent, în județul Sibiu au fost confirmate cu laboratorul număr de 14 cazuri de gripă. 5 dintre acestea au apărut la copii cu vârste mai mici sau egale cu 5 ani. Pompierii sibieni au reușit să stingă incendiul de la Mălâncrav. Au ars însă hectare întregi de pădure. Persoana vinovată de producerea incendiului nu a fost încă identificată. 2 zile atât s-au luptat pompierii cu flăcările la Mălâncrav. Incendiul a fost în sfârșit lichidat în cursul zilei de miercuri. La momentul de față se fac cercetări pentru identificarea persoanelor care au dat foc vegetației uscate de la care a pornit incendiul forestier. Ca urmare a unui apel venit pe numărul de urgență 112, în data de 1.04.2019, în jurul orei 16, ISU Sibiu a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu de vegetație uscată extinsă la litera de pădure în zona localității Mălâncrav. Echipajul de pompieri din cadrul ISU Sibiu, împreună cu membrii serviciului voluntar Laslia, precum și reprezentanța Iocorului Silvic, au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care a cuprins aproximativ 12 hectare de litieră și coronament. Cei care sunt prinși că lasă focul necontrolat pe câmp risc amenzi de până la 2500 de lei dacă sunt persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, suma se dublează. Pentru a evita incendiile de vegetație, pompierii le recomandă sibienilor să nu aprindă focul pe câmp dacă bate vântul, să facă arderile de vegetație numai pe timp de zi și numai după ce și-au luat măsurile de precauție și să nu părăsească locul până când focul nu a fost stins complet. Mijlocul săptămânii vine cu vești sumbre. Micuțul din Cisnădioara a strivit de o remorcă în urmă cu aproape 2 săptămâni a decedat. Copilul fusese dus în comă și internat la Spitalul Luther. După aproximativ 2 săptămâni în care s-a luptat să rămână alături de familie și prietenii de joacă, inima micuțului peste care s-a răsturnat o remorcă a încetat să mai bată. Copilașul a intrat în stop cardio și nu a mai putut fi resuscitat în ciuda eforturilor medicilor de a-l readuce la viață. Reamintim faptul că micuțul în vârstă de 4 ani a fost rănit de către o remorcă intrată în balans după descărcare. Totul s-a petrecut pe o străduță din localitatea Cisnădioara. În cazul copilașului a fost deschisă o anchetă, inclusiv din partea celor de la DGASPC, însă aceștia nu au constatat că ar fi vorba despre neglijență din cauza părinților. 10 de copilași cu vârste fragede așteaptă să-și găsească părinți iubitori la Sibiu. De la începutul anului și până în prezent, la DGASPC Sibiu au fost soluționate 6 proceduri de adopție. Cei care vor să adopte trebuie să parcurgă anumite demersuri pentru a putea fi declarați adoptatori. Primele luni ale acestui an au însemnat șansa la o nouă viață pentru 6 copilași părăsiți de părinții naturali și intrați în grija celor de la DGASPC. Micuții au fost adoptați de familii din Sibiu. De la începutul anului și până în prezent, 6 copii și-au găsit familie. Persoanele care vor să-și întregească familia sunt așteptate la serviciul adopții din cadrul DGASPC Sibiu.
În cursul anului trecut și-au găsit o familie, un număr de 16 copilași, dintre care 11 au fost dați spre adopție la familii din Sibiu. În cazul unuia s-a încuviințat adopția internațională. Alți doi copilași au fost adoptați de către familii din alte județe și tot atâția au fost adoptați din alte județe de către familii de sibieni. 2017 a fost unul dintre anii cei mai buni în ceea ce privește adopțiile. Și-au găsit în cămin un număr de 25 de copilași. După ce au dispărut păduri întregi din zona Boița, s-au gândit și cei de la Garda Forestieră Brașov să dea amenzi. S-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, însă valoarea acestora este infinit mai mică decât cea a lemnului exploatat. Reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov spun că urmarea prejudiciului imens identificat la Ocolul Silvic Sibiu a avut loc o serie de controle care au vizat 10 agenți economici care au avut legături comerciale cu exploatările forestiere din zona Boița. Mai exact au fost verificate contractele de achiziție a masei lemnoase din perioada 2014-2018. În urma controalelor, inspectorii din domeniul forestier au confiscat peste 30 de metri cub de bârne, de brad și lemn de foc. Au confiscat de asemenea doar valoric aproape 3.200 de metri cub de materiale lemnoase în valoare de 1,13 milioane de lei. În ceea ce privește sancțiunile, s-au aplicat 14 amenzi cu o valoare totală de 124.000 de lei. Pentru a evita dezastrul de la Boița, reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov spun că vor intensifica în perioada următoare controalele efectuate în județul nostru. Sibiul este peste media pe țară în ceea ce privește rezultatele obținute de către școlari la simularea examenului de bacalaureat. Nu au lipsit însă nici notele de 1 sau 2. Totul lor li se adaugă elevii care au ales să boicoteze examenul și să dea foaia goală, nemulțumiți de schimbările propuse de Ministerul Educației. Rezultatele obținute de elevii din județul Sibiu la simularea examenului național de bacalaureat pentru clasa 11, respectiv pentru clasa 12, spunem noi că sunt mulțumitoare, deoarece sunt peste media națională. La nivelul județului Sibiu, la clasa 11, procentul de promovare este în jurul cifrei de 45%, iar la clasa 12 este în jurul mediei de 60%. La proba de limba română, candidații din clasele a 11 și a 12, unde s-a desfășurat simularea examenului de bacalaureat, au obținut în mare parte note cuprinse între 5 și 5,99. Au fost însă și 26 de note cuprinse între 1 și 2. Culmea este că 15 dintre acestea au fost la elevi care sunt deja în clasa a 12. La polul opus se situează cei 24 de elevi, 13 din clasa a 11 și 11 din anul terminal, care la proba de română au obținut nota maximă. La proba de limba maternă, niciun candidat nu a obținut nota maximă, însă un număr de 28 de candidați din cei 2 ani de studiu s-au ales cu note între 9 și 9,99. La proba de limba maternă au fost aproape 350 de candidați cu note cuprinse între 1 și 2, dar și 20 de candidați cu nota maximă. Proba la alegere s-a susținut doar la elevii din clasa a 12-a. Aici au obținut nota maximă 11 candidați. Cei mai mulți au avut note cuprinse între 7 și 7,99. La aceștia se adaugă 10 de elevi care au lipsit de la examene și 12 elevi care, în semn de protest pentru dezastrul din educație, au decis să dea foaia goală. Adevăratele examene încep în sabia în vară. Atunci, absolvenții de clasa a 12-a vor afla cât de mult au contat cei 4 ani de învățătură din liceu, dar și dacă vor merge sau nu spre o facultate. Duminică 7 aprilie va avea loc ziua porților deschise la Castelul Banfi de la Bonțida, județul Cluj. Manifestările vor începe la ora 11. Ziua porților deschise la Castelul Banfi din Bonțida are loc duminică 7 aprilie. La eveniment sunt așteptate familiile, tinerii, pentru a afla detalii despre istoria castelului și despre familia Banfi și pentru a petrece o zi activă în ambianța monumentului istoric. Comunitatea locală va fi implicată în program, astfel că în decursul zilei va avea loc un târg al producătorilor locali. Copiii sunt așteptați la ateliere interactive legate de patrimoniul cultural, turul castelului, dans renascentist, activități creative, iar adulții pot participa la vizite ghidate și târgul produselor locale. Intrarea este liberă. Pentru protecția mediului înconjurător, oaspeții sunt rugați să aducă fiecare câte o cană pentru ceai, transmit organizatorii. Sinucidere la Alba Iulia, un bărbat a fost găsit spânzurat într-un apartament de pe Bulevardul Transilvaniei.
Un bărbat din Alba Iulia, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit spânzurat în apartamentul în care locuia, dintr-un bloc de pe Bulevardul Transilvaniei. Bărbatul a fost găsit de colegul de apartament, care a sunat la 112. Trupul bărbatului nu prezenta urme de violență, astfel că cel mai probabil este vorba despre o sinucidere. Cadavrul a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Bărbatul lucra în construcții și nu avea domiciliul stabil în blocul respectiv. Soția lui a murit în urmă cu un an și, probabil, ca să nu locuiască singur, s-a mutat cu colegul de apartament. Demersuri pentru unele modificări în structura circulației la Târgu Mureș. De joi 4 aprilie, pe strada Iuliu Maniu, parcările publice de pe partea dreaptă se vor muta pe partea stângă. Începând de joi, 4 aprilie, la Târgu Mureș, urmează să fie făcute demersuri pentru unele modificări în structura circulației în vederea fluidizării traficului. Astfel, pe strada Iuliu Maniu, dinspre Cuza Vodă, de la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strada Iuliu Maniu până la trecerea la nivel cu cale ferată, parcările publice de pe partea dreaptă se vor muta pe partea stângă. Primăria roagă participanții la trafic să respecte viteza legală de deplasare și semnificația indicatoarelor rutiere pentru a preîntâmpina evenimentele rutiere neplăcute și a ajuta la desfășurarea lucrărilor în zonă. Un bărbat din Năvodar s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat cu droguri. Cercetările sunt continuate de către polițiștii de la BCCO Constanța. Polițiștii din Năvodari au depistat marți 2 aprilie un bărbat în vârstă de 42 de ani din Năvodari, care deținea 7 pliculețe cu o substanță vegetală de culoare verde și 8 pliculețe goale cu urme din aceeași substanță, susceptibilă a avea efect psihoactiv. Față de bărbatul în cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal. Pliculețele găsite asupra bărbatului au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Acestea vor fi predate polițiștilor din cadrul brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Constanța, conform procedurilor legale. Primăvara este sezonul urzicilor, sunt gustoase în ciorbă sau sub formă de piure, dar au și calități terapeutice. Urzicile sunt indicate pentru tratarea anemiei, detoxifiere și stimularea metabolismului. Urzica este o plantă ce crește de mai bine de 2000 de ani pe toate continentele lumii, se adaptează ușor condițiilor climatice și este folosită ca și medicament pentru tratarea și prevenirea multor afecțiuni, fiind considerată regina verdețurilor. Este o plantă bogată în vitamine și minerale, conține vitaminele A, C, K, B2, dar și fier, magneziu, calciu, siliciu, clorofilă și poate fi folosită în scop terapeutic sau în prepararea unor feluri de mâncare. Această plantă ajută sistemele circulator, digestiv, nervos, imunitar, endocrin și nu în ultimul rând căile urinare. De asemenea, datorită conținutului bogat în fier, urzica tratează anemia. Se recomandă o cură cu ceai de urzică vreme de o lună de zile. Se consumă câte 2-3 căni de ceai zilnic. Tinctura de urzică este și ea un preparat foarte important ce se prepară din rădăcină sau frunze de urzică. De asemenea, tinctura de urzică poate fi folosită și la farmaciile naturiste și plafaruri și se recomandă o cură de 2 săptămâni, vreme în care se consumă câte 25 de picături dizolvate în apă sau ceai de 3 ori pe zi înainte de masă. Detoxifierea organismului cu ceai de urzici reprezintă un tratament naturist folosit de secole. Ceaiul de urzică este folosit de foarte mult timp pentru curățarea sângelui și ca întăritor, fiind un ajutor excelent în timpul convalescenței. Aceste plante tonifiază rinichii și îi ajută să reziste infecțiilor. Prin proprietățile lor diuretice, încurajează eliberarea de toxine prin urinare. Urzicile pot fi de ajutor în tratamentul infecțiilor tractului urinar, retenției de apă și chiar pietrelor la rinichi. Delia și The Motans lansează o nouă piesă împreună, Rămâi, un cântec de dragoste elegant, de o puritate deosebită. Melodia are și un videoclip în care artiștii par să reconstituie un bal de liceu. Cu mine, pieptul meu nu păstrează distanța. Aritmi cu inima mea să te calc toată noaptea, toată viața. Schimb de priviri pe mod silențios.
Polițiștii doresc să oprească timpul pe vecie pentru a prinde acea secundă de dans special cu înrânțuire umană. Single-ul oscilează între trip-hop și un pop melodramatic cu accente psihedelice. Videoclipul îi prinde pe Denis Roaveș și Delia înlănțuiți în dans, cu corpurile strâns lipite și un pahar de băutură gata să fie vărsat. Sunt și secvențe slow motion cu confeti, iar piesa se sfârșește dramatic, ca de obicei pentru The Mountains, erou al tragismului muzical de peste prut. Delia lansează această colaborare cu The Mountains în vreme ce se află în plin turneu național Acadelia. Rămâi este o compoziție marca Delia Matache The Mountains, iar de producție s-a ocupat Alex Cotoi, care a colaborat cu cei doi artiști pe hituri ca Despablito, Da Mamă, Rămâi cu Bine versus sau Înainte Se Ne Fi Născut. Videoclipul a fost filmat și regizat de Bogdan Păun și Alexandru Mureșan după un concept de Mountains. Rămâi și dansează cu mine, pieptul meu nu păstrează distanța, alirmi cu inima mea să te calc toată. Viața. Domnilor, aici punem punct știrilor. Vă reamintim, dacă surprindeți evenimente deosebite, puteți trimite imagini și informații la adresa de e-mail știrea@evenimentsibiu.ro. Sunt Carmen Bădilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi, pe curând!